Salutare! Astăzi, 6 aprilie, conform ONU, este Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. Astfel, în contextul acestui subiect, discutăm despre sport cu două invitate care reprezintă foarte bine acest domeniu. Astăzi la Ai Sănătate. Fac sport intensiv și au siluete perfect tonifiate. Cu toate astea, Nicol Trifan și Leo Ciobu au parte și de comentarii negative. Atunci îmi spunea unde te bagi, care ești ca un bărbat, că mușchii sunt foarte expresivi, că nu e locul tău, că locul e pentru bărbați, că acum că arăt ca un bărbat sau picioarele sunt ca la un bărbat. Nu o fac pentru cineva. Eu ceea ce fac, o fac pentru mine. Cât de mult te afectează asta și, de fapt, cât de multă încredere trebuie să ai ca să poți face astfel de imagini? Iar s-a dezbrăcat. Nu mai e nimic altceva ce să arăt. În sfera mea de activitate este foarte logic că o să-mi arăt corpul și rezultatele muncii mele de la sală. Pentru a obține performanțe înalte și a face față efortului ridicat și a necesităților sporite, orice sportiv trebuie să aibă o alimentație nutritivă și corectă. În ce constă alimentația unui sportiv, aflăm din reportaj. Fiecare persoană s-a confruntat măcar o dată în viață cu durerile de spate. Kinetoterapeutul Andrei Cataraga ne demonstrează un set de exerciții care pot fi efectuate atât acasă, cât și la birou pentru a ameliora și a preveni durerile de spate. Sportul presupune efort, rezistență și putere. Află din reportaj care sunt cele mai frecvent întâlnite traumatisme la sportivi. Discut în continuare cu Leo Ciobu. Bună și bine ai revenit la noi. Mă bucur foarte mult că ești aici astăzi. Salut, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Slavă Domnului, am ajuns și aici, chiar am vrut să vin. Leo tocmai a obținut acum recent locul întâi în cel de-al doilea concurs ca și importanță, concurs internațional de bodybuilding care se numește Arnold Classic. Tu ai obținut locul întâi în categoria wellness. Și vorbim despre un concurs care este reprezentat și ambasadorul căruia este chiar Arnold Schwarzenegger. Da. Deci el a venit, ți-a numit acest premiu, aceste imagini au devenit publice, virale peste tot, toată lumea le-a văzut, tu zâmbitoare, emoționată, Arnold lângă tine, cu lacrimi în ochi. Foarte frumos, felicitări pentru această reușită. Ai putea să spui că este până acum cea mai importantă reușită din cariera ta? Da. Chiar asta pot să spun cu siguranță. Să știi că drumul tău, cumva eu te urmăresc, știu cât de multă muncă depui și drumul tău mi se pare că urma oricum să ajungă la un moment dat la etapa asta. Urmează încă un concurs extrem de important, vorbim de Olimpia, de fapt cel mai important concurs de bodybuilding de lume la nivel internațional, pentru care tu te pregătești și unde deja ai mai participat, ai avut rezultate foarte bune. Îți urez, apropo, de pe acum baftă. Și mi se pare uimitor faptul că, uite, o moldoveancă a ajuns la un astfel de, la un nivel atât de frumos, înalt, să vină Schwarzenegger să-ți înmâneze premiu pentru locul întâi, uimitor, evident că ai niște emoții foarte frumoase, evident că este ceva care o să-ți rămână pe viață ca amintire. Însă vreau să-mi spui, dacă vorbim strict de acest concurs, cam cu cât timp înainte ți-au luat să te pregătești? Deci, uite, știi că urmează un concurs. Cu cât timp? Cu jumătate de an? Cu 3 luni? Începe pregătirea propriu-zis. Deci, pregătirea propriu-zis, că tare pot să spun așa, deci eu în continuu mă pregătesc. Deci, an împrejur, sunt în pregătire. Doar că pregătirea mea are câteva etape. Perioada de off-season, când adaug masă musculară, perioada de uscare, să spunem așa, în câteva cuvinte. Lumii pur și simplu e mai clar. Și câteva corectări, clar că sunt în alimentație, alimentația devine mai strigentă, antrenamentele pot fi mai destul de intensive, pot adăuga mai mult cardio, adică totul depinde de forma mea, cum se schimbă, cum se modifică. Și după cum am spus, deci anul împrejur am câteva cicluri de pregătire. Dacă vorbim de ultimul turneu acesta recent care a trecut, pregătirea mea a luat, acum vă spun, din ianuarie, februarie, 2 luni și jumătate. Mai puțin de 2 luni și jumătate a fost pregătirea mea. Ce se consideră că e puțin? E record. E record. Dar iarăși. Dar tu erai într-o formă foarte bună. Da, eram într-o formă bună, pentru că venisem recent, în noiembrie fusese Olimpia și deci undeva nu pierdusem forma. Deci forma era pregătire, dar să și spun că forma mea acum, în ultimii ani, este în continuă pregătire. Deci dacă este necesar și la două luni jumătate sunt gata de scenă. Leo, vreau să-mi spui cum reușești să-ți păstrezi această disciplină, fiindcă aici chiar este important. În momentul în care tu ești un sportiv profesionist și ai anumite scopuri, tu chiar nu poți să spui că ești obosit, că nu vrei, tu te-ai ridicat și ai mers la antrenament. Și inclusiv cu alimentația, iarăși, o disciplină foarte, foarte strictă, așa.
Ești disciplinată de felul tău? Ai fost mereu așa sau tu cumva te-ai educat să fii astfel? Și că asta undeva din copilărie s-a luat disciplina aceasta. Deci ea a fost deja o semincioară bine pusă la cale, da, pregătită și cumva practicând sportul, eu aș spune că de aici s-a început, adică practicând sportul, s-a dezvoltat această semincioară mai bine și mai bine și mai bine. Și acum chiar nici nu mă gândesc la momentul ăsta că poate nu mă duc, sau poate nu fac, sau poate nu beau apă suficientă, sau poate... Deci nu există așa gânduri. Sau undeva apare ceva gen plouă afară sau e prea frig, nu vreau să merg. Nu, adică nu mult discut cu mine, Leo, te-ai strâns, ai pus tot în portbagaj și te-ai pornit la drum. Adică este în continuu dezvoltare, în continuu lucrez asupra mea și da, sunt și eu om. Adică apar... Normal că ai și tu pofte sau exact, momente exact, mai... Pur și simplu este lucru în continuu. Uh-huh. Dar iarăși mă întorc, deci disciplina este undeva deja formată. Uite, vreau să-mi spui din punctul de vedere al susținerii, fiindcă eu știu că tu ești foarte susținută de German, soțul tău, cumva asta este extrem de important și dacă crezi că este important cineva să fie lângă tine, să se uite dintr-o parte, dacă ai tu nevoie de acest om care să-ți spună, uite, e mai bine așa sau altfel, sau tu știi singură ce e de făcut și cum trebuie? Chiar dacă cunosc ceea ce trebuie, cum trebuie de făcut, dar consider că un mentor alături este foarte important și binevenit. Pentru că chiar și Mr. Olympia, desigur, mă repet, are și el un mentor. Pentru că este foarte complicat ca să te apreciezi la justa valoare, mai ales în faza când ești pe regim foarte strict, ești și așa stresată după antrenamente și așa mai departe. Deci clar că eu, uitându-mă în oglindă, de fiecare dată nu mi-ajunge. Sau mai trebuie acolo de făcut. Adică sunt supracritică, adică super critică asupra mea și asta ar împiedica rezultatele frumoase pe care ar putea eu să le arăt. Dar datorită faptului că am așa un mentor cum este German, el mă stopează, stai un pic, mai relaxează-te, mai oprește-te. Deci eu sunt persoana asta care trebuie să mă oprește, adică un pic frână să pui pe... Ca să nu te supra-soliciți. Da. Exact, pentru că eu asta pot să fac. În cazul dat, vorbim despre concursuri și în perioada activă, da, atunci când tu te restricționezi la anumite produse, cât de strict este regimul? Da? Cât de mult tu trebuie să te limitezi de alimentația ta de zi cu zi? Și dacă ai momente în care simți că, uite, că mai poți, că ai o poftă, că vrei să mănânci ceva, evident că nu îți permiți, fiindcă scopul este acolo, dar sunt curioasă dacă apar aceste pofte. Da, ele apar, sigur, dar pur și simplu la mine, dacă meniul este deja format, eu cumva deja îmi programez gândurile, uite, ai asta și nici acum altceva. În casă, la mine, nu există nimic în plus. Doar strict ceea ce am să mănânc. Din legume, în primul rând, începem cu congelatorul. Sunt legume mixuri combinate, da? Verzi sau roșii, nu contează. Mai am acolo cărniță, pește în congelator. După care, sus în frigider, sunt plin frigiderul cu ouă, iarăși carne. Și proteine, legume. Da, surse da, de proteine da, da, și legume. Și deci, legume. În cazul tău, predomină proteinele și da, carbohidrații, da, fibrele din legume. Deci, înseamnă că tu nici măcar nu pui în frigider sau în dulapuri nimic ce te-ar putea tenta. Corect. Carne, de exemplu, care o procur, mă stăr maxim pentru 3 zile. Deci, la mine nu se păstrează mult timp. Uh-huh. Adică, maxim 3 zile. Să fie proaspăt. Da, să fie proaspăt. Pentru noi asta este regulă. Și deci, nimic în plus... Categoric. La mine părinții, dacă ar veni acasă, mai ales mama, și-ar uita în frigiderul meu, ar spune că eu mor de foame. Ok, dar bine, în perioadele astea oricum se mai întâmplă să mergi în vizită sau te mai vezi cu cineva, ieși în oraș, atunci ce faci? Te mergi în vizită și, de exemplu, nu știu, mergi cu caserola și cu produsele după tine, da? Da? Mergi cam așa? Permanent e. În mașină, la mine mașina e ca a doua casă acum. Haine de schimb, boxele cu alimentare, cu mâncare și apa. Deci mereu le iei cu tine alimente pe care... Pentru că asta e, nu întotdeauna găsești aceste surse de care tu ai nevoie. Ca să nu am cumva ispite, mă liniștesc cu asta, știu că am mâncat și sunt liniștită. Și n-ai momente din astea în care, ce tare vreau o bucată de ciocolată sau... Este, sigur că este, pentru dar, că am spus că sunt și eu om. Dar tot tu te oprești în momentul ăsta. Dar mă opresc, pur și simplu, nu se poate acum. Am înțeles. Asta e doar în perioada asta de pregătiri. Da. Deja după tu îți poți permite, dar tot probabil că ești atentă, n-ai cum să... Ești atentă, ești mai leasă. Mai corect spus, mănânc și eu dulce, dar mai ales. Adică selectiv. Da, selectiv. Mănânc și înghețată, pentru că ador foarte mult înghețată. Mănânc și cheesecake-ul, tot îl ador. Chiar și ce și pizza, da? Pur și simplu, iarăși, ori o fac singură, adică ori împreună cu soțul facem noi. De casă. Același kebab îl facem noi. Așa să fii maximal sănătos.
Alegeți voi ingredientele să fie ok? Clar, uneori chiar și nu uneori. Sunt situații când facem comandă de aceeași pizza, dar iarăși selectiv. Tu mănânci pizza? De ce nu? Nu, glumesc, sunt evident. Și eu, da. Evident, da. Pur și simplu, după felul în care arăți, ai spune că nu pui niciodată absolut nimic nociv și nesănătos. Vorbim deja de momentul când mănânci această pizza. Când îți permiți să o mănânci. În perioada sau oricare altceva, da, da. O să facem acum o pauză pentru că tot vorbim despre alimentație. O să aflăm de la un alt sportiv care este alimentația potrivită anume pentru sportiv, prin ce se diferențează de alimentația unui om obișnuit, după care mai revenim la discuție. Alimentația unui sportiv de performanță are la bază disciplină și alegeri sănătoase. În funcție de ciclul de activitate, sportivul trece prin trei etape: de pregătire, de competiție și de restabilire. Astfel, există și unele diferențe de alimentație în aceste perioade. Din propria experiență, Mahmud Tambi ne spune mai multe despre alimentația sportivilor. Originar din Siria, Mahmud ne reprezintă țara la competițiile de bodybuilding și este deținătorul titlului de campion european. Alimentația de sportivi a devicat de carbohidrate, proteine, de a construi mușchi și să salvezi tot mușchi și grăsime, dar grăsime este natural. Vrem nu, să crește mușchi ăla, ce trebuie să aducăm mai mult carbohidrate cu grăsime naturală și puțin proteine. Dacă vreau eu să aduc masă musculară, dar să puțin grăsime, eu trebuie proteine mai mult, da? Și cu ce? Cu legume. Și aici pot eu sau plec cu alea ca grăsime de natural, numai de dimineață pot să eu. Indiferent de tipul sportului practicat, 5 mese pe zi sunt recomandate pentru a asigura un aport nutritiv constant. Este recomandat masa să fie luată cu o oră, o oră și jumătate înainte de antrenament și numai de vreme de 40 de minute după antrenament. Înainte de campionat, o lună, da, este o leacă greu, trebuie să scos multe ceva și zahărul gata, nu se poate. Eu aduc, dar cu normal, cu doză, ca pot să am, să fii campion, că acolo, dacă nu este așa, e drept la fiecare grame care intră, la fiecare calorii intră, nu se arată cum trebuie și nu se știe. De la asta eu când merg, eu merg cu mare acord, știu ce trebuie, știu cum să aduc la calitate asta, cât trebuie calorii, cât ieși din mine când fac antrenament, măsurat, la timp. Și eu să fie, nu este ceva tare mare, sincer. Numai trebuie, așa, și omul să vezi curbul lui. Eu când mănânc asta, poate asta mâncare nu merge la mine, pentru că la fiecare diferit. În antrenamente, alimentația este îndreptată spre creșterea masei și forței musculare, dar și spre menținerea rezervelor de energie a organismului în procesul de antrenament. Perioada de restabilire la fel este importantă și necesară. De obicei, aici sportivul revine la o alimentație echilibrată, fără restricții severe. După antrenament, trebuie să tratament mușchii care tu ai rupturi. Și cum noi facem asta, dau eu mai mult, este ceva tare, el este bun și natural. Creatine. 5 grame de creatine, el face un kilo de carne. Pe lângă creatine, este proteine, scoate proteine. Dar dacă eu vreau să cresc masă, mai bine să iau din natural. Dar dacă eu vreau, gata, să salvez masa mea și trebuie mie proteine și trebuie eu să cade de la grăsime, mai bine să aduc proteine. Din alte suplimente administrate sunt aminoacizi esențiali precum beta-alanina, izoleucina și leucina, omega-3, dar și electroliții, pentru a preveni deshidratarea și epuizarea. Prima ceva eu spun la tine. Tinerie, asta e stroi, amuia e barca, e moda, asta e punem ceva, injecții sau ceva. Asta e mare probleme, nu se poate așa ceva. Eu făcut-o, asta e pentru cine are boală, cine are așa ceva.
dar eu o să iau așa singur, o să am probleme mari. Restabilirea după efortul fizic este legat de eliminarea din organism a produselor metabolice și de intensificarea a sintezei de material energetic și plastic. În acest context și în această perioadă, alimentația este importantă. Un sportiv de performanță trebuie să mai beneficieze și de un somn calitativ și o hidratare corespunzătoare, indiferent de perioada de activitate. Noi am revenit la discuție și aș vrea să le spun și telespectatorilor că astăzi este o zi deosebită și mi se pare cu atât mai frumos că ești în studioul nostru, fiindcă este Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, conform ONU, așa că uite, astăzi nu întâmplător frumos. Vorbim despre sport. Da. Și am vorbit despre alimentație, am vorbit despre succesele tale, vreau acum să vorbim un pic și despre antrenamente, vreau să înțeleagă oamenii prin ce se diferențează un antrenament al unui sportiv profesionist. Evident că voi faceți antrenamente mai des, evident că ele sunt mult mai intense și pe lângă asta aveți și o anumită consecutivitate. Iată tu cum alternezi antrenamentele în funcție de perioada ta și de fapt cât de des te antrenezi? La momentul dat mă antrenez de 2 ori, fac anume picioarele, antrenamentul de forță, care durează 1 oră jumătate. În rest, încă 4 ori, 4 ore de cardio. Deci 4 de cardio, 2 de forță. Da, 6 antrenamente pe săptămână. Te antrenezi cu German? Nu, 2 ore. Este doar picioarele facem împreună, pentru că acolo un pic, deși e nevoie de ajutor, în primul rând lucrăm cu greutăți un pic mai mari și este nevoie să mă asigure. Deci faci doar picioarele separat, dacă vorbim de mușchi, doar mușchii din partea de jos? La momentul dat așa. Acum. Deci acum. Dacă avem, noi de fiecare dată, după fiecare turneu, urmărim careva scopuri. Deci după Olimpia, noi am înțeles că deci partea superioară nu trebuie acum la moment de atins, pentru că este suficient de dezvoltată. Uh-huh. De asta noi acum am hotărât să scoatem antrenamentele la partea superioară, rămâne doar abdomenul. Și am pus accent doar pe partea de jos, deci picioarele, fisierii, coapsele. Și deci cam 1 oră și jumătate, cam zilnic iese, cam așa iese. Da, da, cam așa. Am înțeles. Există vreodată situații în care, uite, nu faci antrenament, fiindcă tu să zicem că nu în perioada de pregătire, dar, uite, simți că astăzi trebuie să-ți lași corpul să se odihnească, să tu mergem. De obicei se întâmplă așa când îți spune German după campionate, nu, 2 zile strict nu facem nimica. Deci pur și simplu ne odihnim, ne relaxăm și după care deja ușor trecem în procesul de antrenamente cum și-am făcut-o anterior. Dar eu presupun că tu ești genul de om care face sport inclusiv și pentru plăcere, adică nu doar pentru rezultate. Exact, ți-ți place, corect? Exact. Și atunci eu când ador. Nu faci, tu simți eu că după scenă, după ce am primit acest titlu, tot frumos, eu așa îi spuneam lui German, mâine așa m-aș antrena, așa aș face 1 oră de pur picioare. Pur pentru plăcere. Da, exact. Ai mai reușit, nu știu, nu neapărat acum, că acum ai fost mai evident, mai ocupată, dar în general ai încercat și alte tipuri de sport pe lângă sală și tot ce înseamnă antrenamente de forță? Da, am încercat tu Pilates. Deci nu știu dacă îl pot numi ca sport, adică o activitate mai diferită decât a mea, deci Pilates am încercat, după care un pic m-am traumat după prima lecție și am luat 2 luni de zile până am revenit, dar eu am fost vinovată pentru că nu trebuia să exagerez, pentru că eu dacă fac, eu trebuie să fac cu amplitudă așa de plină cum știu eu. Uh-huh. Și am exagerat, da, am exagerat. Și după asta deja am înțeles că totuși trebuie să ascult antrenorul, nu trebuie să fac așa din... Pentru că pe mine e invers, cum am spus, trebuie să mă stopezi. Dacă îmi spune cineva, trebuie să te duci până jos, să te pleci maximal, eu fac maximal. Uh-huh. Poți să fac mai mult decât maximal. Uh-huh. Okay. Și asta este riscul cumva. Deci noi nu ne-am înțeles bine cu antrenoarea și am făcut ceea ce am făcut, o mică traumă. Atât. Deci doar asta am reușit să fac și cred că o să reiau, vreau stretching-ul să-l reiau după un pic de odihnă. Mai ales că în cazul tău este și foarte indicat, pentru că stretching-ul ajută mușchii să se întindă. Pentru toți. Dar, pentru că pe lângă a antrena mușchii, este bine ca să antrenezi și elasticitatea, pentru ca să-ți oferă o altă amplitudă la antrenamente, deci aceeași finețe, mișcare, deci nu înseamnă doar mușchi. Uh-huh. Asta e ideea. Uite, dacă ne uităm la corpul tău, la tot ce faci, la munca pe care tu o depui, evident vedem un corp cu niște mușchi perfect relefați, frumos, tonifiat, foarte fit. Mulțumesc.
în același timp, discutând cu tine, ai o feminitate în tot ceea ce te reprezintă. Ești feminină, ești caldă. Mulțumesc. Și mi se pare o combinație foarte frumoasă. Cu toate astea, eu știu că la noi există și mulți hateri și oameni care cumva zic, e, pentru ce trebuie? Des auzi că îți spun oamenii, cu te arăți masculin, pentru ce ai nevoie să ai mușchi atât de mari și prominenți? De la începutul carierei mele în sport, vorbesc de culturism, de bodybuilding, da? Când eram chiar și fitness bikini, că eram subțire de 47 de kilograme, acum am 67, deci 20 kilograme în plus. Păi îți dai seama, și atunci îmi spunea unde te bagi, care ești ca un bărbat, că mușchii sunt foarte expresivi, că nu e locul tău, că locul e pentru bărbați. Unde sunt bărbații ăștia? Unde sunt? Iată, nu știu. Dar bărbații de obicei îți spun astfel de chestii. Și femei, nu numai bărbați, și femei spun. Uh-huh. Sau că acum că arăt ca un bărbat, sau picioarele sunt ca la un bărbat, și deseori spun că nu prea văd așa bărbați cu așa picioare. Asta e ideea, adică poate eu ceva trăiesc în altă lume. Dar și sau nu înțeleg. Dar te afectează astfel de vorbe sau nu? Nu, absolut nu. Eu am spus că pe toți îi iubesc. Deci cumva nu ascult și pe aceste păreri, iubesc, da? Da. Pentru că tu, evident, te evidențiezi, la modul frumos te evidențiezi, ești deosebită, ești o femeie frumoasă, dar o femeie Mulțumesc. Frumoasă diferit, o femeie frumoasă prin toată munca pe care o depui și mi se pare extrem de important să înțelegem asta, că aici este vorba despre un scop pe care tu ți-l pui. Da, și nu o fac pentru cineva, asta în primul rând, ca să înțeleg că toată lumea, eu ceea ce fac, o fac pentru mine, pentru că eu iubesc ceea ce fac, dar nici de cum pentru ca să mă iubească cineva sau să mă admire, nu știu, luați-o cum vreți. Deci în cazul în care auzi astfel de replici, tu de obicei o tratezi că este părerea omului, are tot dreptul și eu merg înainte, văd de scopul meu. Da. Care este următorul scop? De fapt, eu știu, dar hai să le spunem celor care ne urmăresc, ce îți propui în continuare să faci și la ce să ajungi? Pentru că noi nu doar am luat titlul locul întâi la Arnold Classic, noi am primit și calificare pentru Olimpia, ceea ce este foarte important. Mm-hmm. Pentru că dacă nu luăm, de exemplu, acum locul întâi, trebuia să lupt în alt turneu pentru locul întâi, pentru a primi această calificare, Aha. pentru că nu este așa de ușor. Deci ai prins doi iepuri. Exact. Și acum deci am primit calificarea aceasta la Olimpia și merge pregătirea activă. Mai întâi, adică mai facem un turneu, așa am vrut eu să fac, în Alicante, Spania, în iunie și după care mergem la Olimpia. În toamnă. Cel mai grandios turneu, da. Cel mai mare și important concurs de bodybuilding din lume, de aceea, da, eu îți urez multă baftă, tu de fapt ai Mulțumesc mai participat, mult. Dar eu simt că de data asta o să ne uimești și acolo. Sper pentru că foarte mult așa tendința să fie. Tendința este, știi, una foarte frumoasă și pozitivă. Spre finalul acestei discuții, pentru că mie mi-a apărut personal această curiozitate și cred că mai sunt oameni ca mine, o să te întreb și despre suplimentele de care are nevoie un sportiv, în afară de, evident, alimentație sănătoasă, echilibrată și foarte restricționată în perioada asta de pregătire. Ce suplimente consumi? În primul rând aminoacizi. Ori lanț de aminoacizi, ori aminoacizi separat. De exemplu, că cum este L-glutamina, L-carnitina, de exemplu, sau creatină, da? Sunt aminoacizi separați. Dar dacă vorbim de proteină, este un lanț de aminoacizi, ceea ce noi avem nevoie de toți în principiu. Pur și simplu, dacă luăm separat, înseamnă că răspunde acest trei aminoacizi, de exemplu, din BCA, cred că toți au auzit, răspunde pentru ceva, de exemplu, pentru energie, pentru recuperare. Toți aminoacizii din proteină, lanțul acesta de aminoacizi, ajută foarte mult pentru restabilire, pentru creșterea masei musculare. Creatina are rolul său pentru a mări forța. Da, un pic reține apa, dar asta nu e o problemă pentru că este bine pentru acest pump muscular în timpul antrenamentului. L-carnitina ușor ne ajută și la slăbit, dar nu este direct arzător de grăsime, cum crede mulți, da? Ce mai avem? Arginina ajută la pump acesta muscular iarăși în timpul antrenamentului. Da, iarăși este un aminoacid. L-citrulin, exact, tot este un aminoacid care ajută, este intră în componența pre-workout-ului, adică un pic îți provoacă așa stare de a te antrena, așa stare de euforie în timpul antrenamentului pentru a ridica mai mult, pentru a fi mai încrezut în timpul antrenamentului. Da. Deci, până la urmă, din ce mi-ai enumerat, sunt niște aminoacizi, sau exact. Vorbim despre proteine, pentru că, după cum vorbeam și noi anterior, nu poți să iei toți nutrienții necesari din alimentație, fiindcă alimentația noastră, din păcate, acum nu mai este la fel de bogată în substanțe sănătoase. Și, respectiv, chiar și pentru o persoană obișnuită, dacă vrea să-și ia aportul de proteine, asta ar însemna că trebuie să mănânce foarte mult. Dacă fiecare cunoaște, de exemplu, că mănâncă insuficientă proteină în cursul zilei, iată, un shake de proteină, de exemplu, ar salva foarte mult situația. Și n-ar împiedica deloc stării fizice sau asta nu este chimie. Lumea trebuie să înțeleagă că și apa este H2O.
Deci tot este chimie. Pâinea tot o putem descompune în molecule, în atomi și așa mai departe, pentru că tot este chimie. Noi toți suntem chimie. Uh-huh. Deci un pic lumea greșește chestia asta, adică încurcă. Eu îți mulțumesc tare mult pentru discuție, îți doresc baftă în tot ce îți propui, să ne reprezinți frumos țara la fel cum ai făcut-o și o continui să o faci. Noi ne mândrim cu astfel de realizări și mulțumesc, eu nu pot decât să îți admir parcursul, să te felicit pentru tot ce ai reușit să realizezi. Baftă în toate și noi ne mai auzim, ținem legătură. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. Cât de mult te afectează asta și, de fapt, cât de multă încredere trebuie să ai ca să poți face astfel de imagini? Iar s-a dezbrăcat, nu mai e nimic altceva ce să râs. În sfera mea de activitate este foarte logic că o să-mi arăt corpul și rezultatele muncii mele de la sală. Discut în continuare cu Nicol Trifan. Bună și bine ai revenit la noi, mă bucur să te văd astăzi. Și eu mă bucur să te revăd. Mai ales că știi, tot te urmăream, tu ai fost, cam toată iarna ai fost plecată, nu? Da, cât timp ai fost plecată? Mi-am luat o vacanță de iarnă. O vacanță de iarnă de vreo 3 luni, nu? Da, cam așa. Eu sunt genul de om și am spus-o foarte des că nu iubesc frigul. Și am hotărât că ar fi bine pentru starea mea mentală și fizică să mă aflu în Dubai, acolo unde este cald chiar și pe timp de iarnă. Și ai stat acolo toată iarna, cât aici a fost frig, tu ai stat la soare. Da, aici a fost zăpadă și ger, eu am stat la soare pe plajă. A, foarte bună abordare, să știi. Vreau să vorbim despre perioada asta, fiindcă, uite, noi știm că tu ești o persoană cu o disciplină foarte bună, care face frecvent sport, care are grijă de alimentație, care motivează alte femei. Și atunci stau și mă întreb, uite, Nicol, cea care promovează sportul, modul sănătos de viață, alimentația, mișcarea, mergi în vacanță, mergi în Dubai, acolo sunt multe tentații, tot ce vrei, evident, ești într-o perioadă în care îți poți permite de toate. Cât de mult a deviat, de fapt, modul tău de viață, uite, în perioada asta de 3 luni, față de modul de viață de aici? Uite, nu o să spun că am deviat 100%, pentru că oricum încercam cel puțin 2-3 ori pe săptămână să ajung la sală, dar recunosc că au fost perioade și de o săptămână în care nu m-am dus deloc. În ceea ce ține de regim alimentar, oricum am pus ca prioritate alimentele sănătoase, dar asta nu înseamnă că nu mi-am permis să mă înfrupt și din alte gustoșinii de acolo sau ceva ce îmi dădea din ochi. De exemplu, ce ar fi? Dulcele, carbohidrații, paste? Ce ai mâncat? Și paste, și surse de carbohidrații. E vorba despre rețete și diferite combinații pe care îmi doream să le încerc, pentru că, până la urmă, eu sunt mereu pentru echilibru și atunci când 20%, bine, aici n-a fost 20%, a fost cred că vreo 50% plăceri și 50% regim, atunci reușim să ne menținem mai mult timp motivația asta, pentru că suntem oameni și nu putem să fim 100% corecți de fiecare dată. Și am recunoscut că da, am deviat de la regim, dar acum că sunt acasă m-am apucat din nou. Că și te-ai reîntors la disciplina dinainte. Am revenit la rutina mea obișnuită, da. Da, dar să știi că până la urmă, chiar și cu aceste, să zic așa, chestii pe care ți le-ai permis, eu nu cred că au fost exagerate, pentru că nu, tu te-ai fi schimbat, ai fi arătat diferit după 3 luni. Să știi că m-am schimbat și chiar am imortalizat acel moment, am făcut și niște poze cu mine ca să nu uit. Pentru că, da, îmbrăcată poate nu observi aceste schimbări, dar eu mă cunosc și îmi cunosc calitatea pielii, a corpului. Atunci când alimentația nu este curată, n-ai cum să ai pielea netedă, fără celulită, fără depuneri de grăsime. Tu ai celulită? Am început să am chiar, să o am de-a binele. Acum, după această vacanță, da? Da, da. Uh-huh. Deci totuși și contează. Nu este vorba doar despre alimentație, dar și despre petreceri, nopțile dormite, alcool, da, chestii de genul. Regim haotic. Am înțeles. Și dacă vrem să avem un corp calitativ, cum spun eu, atunci e necesar să ținem cont de toate aceste aspecte. Și să înțeleg că tu ai venit așa acasă, te-ai dezbrăcat, te-ai uitat în oglindă și ai zis că aha, mă apuc de lucru, da? Momentul ăsta a fost încă de acolo, eu de acolo am înțeles că nu trebuie să... Bine, dar ai făcut și acolo antrenamente, chiar și mai... Bine, poate nu era ca aici în fiecare zi, dar de 2-3 ori... N-am renunțat la antrenamente, categoric. Deci ți-ai permis mai mult pe partea asta de alimentație, dar te-ai străduit să te ții de sport. Da, da. Ok, vreau să-mi spui, iată, totuși, când ești în vacanță, care ar fi, cumva, mănânci mai des decât mănânci aici? Care ar fi
diferența majoră, să zic așa? Mănânci mai des, mănânci mai nesănătos? N-am ținut cont de macronutrienți, de număr de calorii, n-am calculat. Cam în asta constă diferența. Și în plus că am mâncat mâncare mai condimentată, gătită, poate mai puțin sănătos, în ulei sau așa. Dar în general eu nu sunt o fană fast food, adică poate... Foarte rar mi se face poftă. În general iubesc mâncarea gustoasă, gătită gustos, dar nu neapărat fast food de prost calitate. Poți să spui că acum revenind acasă, tu, nu știu, ai abordat o dietă cumva mai restrictivă, tocmai pentru a reveni? Da, pentru că eu îmi gătesc în mare parte acasă, mai rar îmi permit să mănânc afară, pentru că acolo e greu să monitorizez cum s-a gătit mâncarea, ce număr de macronutrienți am în farfurie. Și astfel când îmi gătesc în bucătărie știu eu ce grămaj am pus, ce pun acolo și e mult mai simplu ca să-mi revin în formă. Hai să și spunem oamenilor, că mi se pare curios, să spunem, uite, cam de obicei ce ai la un dejun, la un prânz și la o cină? La mic dejun pun prioritate sursele de grăsime și proteină și cu ceva carbohidrați. De exemplu, dacă am o omletă cu legume, pot să adaug alături și niște galete de orez sau o felie de pâine integrală. Uh-huh. Și astfel mă țin sătulă până la prânz, nu mai simt nevoie să mănânc. Uh-huh. Ok, da. Sunt diferite opțiuni. Fac și clătite proteice. În loc de făină folosesc proteină și le facem mai puțin calorice și mai sărace în carbohidrați. La prânz ce mănânci? La prânz surse de carbohidrați complexi, proteină și fibre. Adică fie că este vorba de orez brun sau integral. Asta mănânc cel mai des pentru că îmi place. Tu stai bine cu orezul, place, da? Chiar îmi place. Nu mănânc niciodată din, nu știu... obligată. Niciodată. Chiar îmi place orezul și dacă ar fi după mine, aș mânca orez de fiecare dată. Poate trebuie să te muți în Asia. Da, depinde și de calitatea orezului, pentru că este și cel rafinat care deja se duce în altă extremă. Am văzut că mereu te văd să mănânci pește, legume. La tine combinația asta, pește, seara, legume. Da, seara mai mult așa, fără carbohidrați, pentru că mă simt mai ușoară, se apropie ora de somn, așa că încerc să mănânc ceva cât mai lejer, ca să las sistemul digestiv să se odihnească. Da. Mi-a plăcut că am văzut la tine într-o seară, era ora, dacă nu greșesc, 9:30, 10 și tu ți-ai pus așa cina frumos pe story și ai spus că, uite, mie acum, abia acum am ajuns să mănânc, acum e momentul când eu pot să iau cina și să știți că este un mit faptul că nu poți mânca seara, dacă nu ai mâncat toată ziua, exact. Ești înfometat. Atunci a fost, să spunem așa, o abatere de la regulă sau de la stilul meu, pentru că nu reușisem să iau prânzul. Și astfel am compensat cumva, am mâncat mai târziu, dar într-adevăr nu este o regulă că la 6 trebuie să fie ultima masă. Unica diferență e că mai greu se digeră mâncarea dacă o mănânci târziu, fiindcă sistemul nostru... Da, și somnul o să fie perturbat, adică e mai bine totuși să avem o oră mai adecvată pentru a lua cina, însă caloriile, să spunem așa, nu au o oră. Aceleași calorii, indiferent de oră, au același efect asupra corpului. Adică nu există că dacă mănânc la 6 slăbesc, dacă mănânc la 8 sau la 9 sau 10, o să mă îngraș. Atâta timp cât te încadrezi numărul tău de macronutrienți și calorii, efectul va fi exact același. Dar tu ești genul care tu mereu numeri caloriile. Atunci când am un scop, să spunem așa, într-un termen limită și vreau mai repede să ajung la rezultat, da. Dar în general mă bazez mai mult pe principiile unei alimentații sănătoase și așa reușesc să mă mențin. Adică nu stai dimineața independență de scop. Independență de scop și de viteza cu care vreau să progresez. Dacă nu vorbim acum de pregătirea la un concurs, sau, dar iată pur și simplu în mod obișnuit, tu... Eu acum luna asta chiar am venit acasă și mi-am dorit cât mai repede să revin în formă, pentru că nu mă simțeam deja bine în pielea mea și am zis că nu. Te simți mai greoaie cumva? Care e diferența la diferența, nivelul senzației? Diferența e cam pentru că am avut așa stil de viață, am adăugat grăsime și am scăzut din mușchi și ca să echilibrez balanța am fost nevoită să fiu un pic mai strictă. Dar dacă vorbim de kilograme, ai adăugat kilograme sau nu? Da, am adăugat vreo 4-5 kilograme. Asta e mult pentru tine? Foarte mult, da. Am ajuns la apogeul greutății mele. Am înțeles. Bine, vizual asta nu se simte atât de mult? Nu se simte pentru că, bine, am și mușchi, am forme, nu adaug. Adaug proporțional. Nu sunt predispusă să adaug doar la burtă sau doar la picioare și poate nu, dar eu simt și deci asta e mai mult pentru tine, pentru ochiul tău critic față de propriul corp? Eu cred că oamenii care sunt tot mai atenți la detalii, tot au observat.
Oricum, eu cred că tu foarte repede poți revii la forma da, dorită. Da, asta este avantajul. Când ai toate armele și știi foarte bine ce trebuie să faci, nu este o problemă. Adică nu m-am stresat. Dar... Da, pentru că tu cunoști atât de multe instrumente, tu ajuți atât de multe femei să slăbească, să se tonifeze, încât pentru tine este ușor, tu deja da. Știi ce ai de făcut. Dar e nevoie și de disciplină, tărie de caracter, să spui nu, să știi că să spui nu. Să știi că cuvântul acestei emisiuni, în general, este disciplină. Vorbeam anterior și cu Leo despre disciplină. Când vorbim despre sport, el vine mână în mână cu acest cuvânt disciplină. Da. Nu ajunge la rezultat, alimentație, sport. Când n-ai chef, ai chef, n-ai chef, trebuie să te duci așa la este. Sport. Facem acum o pauză, vreau să urmărim un reportaj în care o să aflăm care sunt cele mai frecvente traumatisme pe care le au sportivii profesioniști, după care revenim la discuție. În lumea sportului, unde există competitivitate și rezistență, traumatismele se întâlnesc atât la amatori, cât și la sportivii de performanță. Nu putem spune că un sport este mai traumatizant decât altul. Fiecare sport are particularitățile sale și sunt traume sport specifice. Per general, sportul de echipă și de contact ar putea fi mai traumatizante, pentru că există factori externi care nu pot fi controlate. Dar iarăși, este destul de așa, ambigu. Am putea vorbi de la traume de mușchi, da, leziuni musculare, întinderi musculare. Același lucru pot fi de ligamente. Bine, ligamentele rău se întind, ele se rup mai des totuși. Inclusiv traume de supra-solicitare. Și putem vorbi și chiar inclusiv de fracturi de stres. Deci un os poate fi fracturat nu din cauza unui șoc, da, sau unei acțiuni mecanice, dar din cauza unei supra-solicitări. În funcție de tipul de activitate, sportivii pot suferi traumatisme la diferite părți ale corpului. În volei vorbim de umăr, în basket același lucru, poate fi genunchiul afectat, în gleznă din cauza unor aterizări sau recepții cu inversie a gleznei. Traume de contact, cum ar fi boxul, kickboxingul, când avem echimozile din cauza unor șocuri sau loviturilor care sunt aplicate. Sunt contuziile și comoțiile cerebrale. Dacă vorbim de atletică, iarăși, statistic sunt de obicei dureri de supra-solicitare, când un tendon, de exemplu, nu se rupe, da? Nu este rupt, dar din cauza unor exces de antrenament, el se schimbă, da? Ca și structură. Și de o durere cronică. Vorbim despre tendinopatii și în acest caz este necesară o reabilitare bine pusă la punct cu fizio-kinetoterapie și careva injectări locale. Și fotbalul, un sport extrem de popular și practicat la noi în țară, este asociat cu anumite traumatisme. Cred că cea mai afectată articulație este genunchiul. Și aici vorbim despre ligamente și meniscuri, acele structuri care sunt înăuntru genunchiului și acele structuri care sunt în jur, vorbim despre ligamente care mențin genunchiul într-o formă de stabilitate. Deseori sunt lezate ligamentele încrucișate. Deși traumatismele se pot manifesta în diverse regiuni, simptomele și gestionarea acestora au multe aspecte similare. Primul ce apare este durere. A doua este limitarea funcției. Deci îl doare, el nu poate ceva să facă, nu poate să continue activitatea lui sportiv sau nu poate să continue activitatea lui chiar cotidiană. De obicei se vede, se manifestă prin edem, da? Tumefierea articulației. În așa cazuri este o regulă care este utilizată și o recomand tuturor. Și regula este din engleză RICE, orez, RICE, R-I-C-E, R de la rest, deci noi facem pauză completă, oprim orice activitate, I, ice, deci punem gheață în locul unde a fost afectat, C de la compression, deci noi stabilizăm cu un bandaj elastic, cu o orteză, și E, elevation, deci noi ridicăm membrul la nivel orizontal. În măsură ce durerea scade, atunci noi dăm un efort adaptat. Dacă în 2-3 zile situația nu se ameliorează și aceste reguli nu ajută, e necesar consultul unui specialist. În primul rând trebuie să determinăm diagnosticul, să înțelegem care este cauza, dacă e acceptabil un tratament conservator sau este necesar de intervenție chirurgical. Dacă vorbim de tratamentul conservator, se aplică diferite tipuri de orteze pentru a imobiliza membrul, fizioterapie, da, sunt diferite aparate pentru a scoate edemul, tumefierea, îmbunătățește circulația locală sanguină. Evident, kinetoterapie sau reabilitarea prin gimnastică. La fel sunt metode mai invazive, aspirațiile, puncțiile, injectările intraarticulare sau periarticulare. Dacă este ceva lezat, atunci unica soluție rămâne această leziune să fie reparată, doar chirurgical. În cazul sportivilor de performanță, traumatismele apar mai des din cauza supra-solicitării, pe când la amatori este vorba de depășirea propriilor limite. De aici revine prevenția traumatismelor. Asta își pune pe locul întâi. Volum corect de antrenamente, intensitate corect de antrenamente, să nu supra-solicite, să nu-și depășească limitele,
să nu creadă că dacă am făcut sport 5 ani în urmă și am fost maestru în sport 5 ani în urmă, eu sunt același. Nu, noi suntem diferiți, începem de la zero, progresând câte puțin în volum și intensitate. Prevenirea traumatismelor la sportivii de performanță ține în mijlocii de planificarea corectă de către antrenor a întregului ciclu de activitate sportivă. Așa, revenind la discuție, vreau să vorbim un pic și despre tine, despre gândirea ta, pentru că sunt curioasă dacă modul în care tu îți percepi, uite, activitatea, aici vorbim de activitatea ta profesionistă, dar și de tine ca persoană, tot ce faci, alimentație, sport, mișcare. După cum ziceam anterior, este important să ai această disciplină, consecvență, să te ții de un regim, să te ții de niște mese, să gătești acasă. Deci sunt anumite reguli, pentru că altfel nu ai cum să ai corpul pe care îl ai. Și atunci sunt curioasă, asta a venit cumva în timp sau tu ai fost mereu așa disciplinat? Chiar de la bun început, când am intrat și eu ca orice om de rând în sala de forță, nu cunoșteam în primul rând atât de multe informații și eu am fost așa ca un burete, pe unde auzeam, pe unde mă uitam ce fac alții, citeam pe internet, mă documentam din cărți. Și pot spune că sunt rezultatul experiențelor inclusiv negative ale mele și din propriile greșeli am învățat în timp cum să-mi creez această disciplină, să-mi descoper corpul, să înțeleg cum funcționează, să încerc diferite tactici, să văd care mă avantajează mai mult. Știi, aș vrea să abordez un pic și subiectul, deci modul în care tu cumva îți abordezi propriul corp. Evident că tu lucrezi foarte mult să ai un corp frumos, dar mi se pare important să spunem și despre încrederea asta pe care tu o ai, pentru că tu faci niște clipulețe, niște poze în care îți arăți corpul frumos, așa, în costum de baie sau în lejerie intimă și știind cum la noi lumea este răutăcioasă, critică foarte des, o să spună că uite, asta iar s-a dezbrăcat, iar arată. Cât de mult te afectează asta și, de fapt, cât de multă încredere trebuie să ai ca să poți face astfel de imagini? Iar s-a dezbrăcat, nu mai e nimic altceva ce să râzi, da? Da, da, da. Dar până la urmă, în sfera mea de activitate, este foarte logic că o să-mi arăt corpul și rezultatele muncii mele de la sală, pentru că până nu ești tu un exemplu, nu poți să dai lecții altora. Și... sinceră să fiu, chiar nu... am foarte puțin hate pe partea asta și mă bucură faptul. Cred că în timp s-a filtrat auditoriul meu și oamenii care înțeleg totuși progresăm un pic, nu suntem așa înapoiați și primitivi care te înțeleg sau care sunt interesați de sport, care mă admiră, care își doresc să afle cum și... chiar am parte de puțin hate, cu siguranță pe pagina ta găsim foarte multă motivație, doar privindu-ți imaginile, pozele, videourile, clar că simți așa o doză de motivație, dar pe lângă asta îmi place foarte mult și gândurile pe care tu le aduci. De fapt, o să le spun celor care ne urmesc, telespectatorilor noștri, că tu ești o persoană foarte puternică, care a trecut prin multe greutăți în viață și aparent oamenii nu o să înțeleagă asta. Ei văd o fată blondă, frumoasă, care zâmbește, care are succes. De fapt, în spatele a tot ceea ce faci, pentru că eu te urmăresc, știu, ai mai spus și tu despre povestea ta, tu ai trecut prin mai multe greutăți, ceea ce ține de familie, greutăți financiare, ai fost în alte țări, ai trecut prin multe situații, nu o să trecem acum. Dar am înțeles că ești o persoană foarte puternică. Adică trebuie să ai o tărie de caracter să treci prin aceste greutăți, după care să le și povestești unui auditoriu atât de larg. Cred că... cum te-a crezi că te-a construit acest drum? Eu cred că acest drum m-a construit inclusiv datorită sălii, pentru că la sală tot trebuie să fii puternic mental ca să ai acea disciplină, să fii foarte focusat, să ai o imagine clară despre unde vrei să ajungi și faptul că, să spunem așa, n-am fost mereu în cele mai favorabile situații și viața m-a purtat așa pe diferite drumuri, iarăși a fost ca o temelie a caracterului și a... posibilității de a învinge orice greutate. Adică până nu treci prin experiențe negative, n-ai cum să prețuiești prezentul sau atunci când te afli într-o ipostază mai bună. Da, dar tu cumva ți-ai găsit misiunea, știi? Pentru că ai trecut prin greutăți, dar tu ți-ai găsit ceea ce te reprezintă, la ce ești bună și modul în care poți să ajuți alți oameni să-și faci bani din asta. Da, a venit de la sine, nu știu, nici nu m-am gândit de fapt. Pentru început nu era doar o pasiune. Și apoi timp a evoluat în așa fel încât am creat ceea ce fac zi de zi. Tu ai fost plecată și atunci mă întreb dacă tu ai mai continuat cumva să faci antrenamente online cu fetele care veneau la tine sau tu deja ai renunțat la antrenamentele? Am deja o perioadă bună de timp de când nu mai fac antrenamente personale în sală.
dar nu am renunțat la lucrul meu online ce ține de programul online pe care îl vând. Am creat acum, apropo, un regim nou care e bazat pe toni fiere, păstrând masă musculară, am filmat antrenamente și în sala de forță și sper să ne bucurăm cu rezultate noi. Deci din ce înțeleg, am trecut așa mai mult pe online și înseamnă că așa parcă ai avea gânduri de a pleca. Asta îmi dă posibilitatea să călătoresc. Să pleci și să lucrezi de la distanță. Să lucrezi de la distanță, exact. Da, de fapt este o foarte bună tactică. Vreau să-mi spui un pic și despre piele, fiindcă eu știu că te-ai confruntat, a fost o perioadă când te-ai confruntat cu acnee de origine necunoscută, nu știai de unde ai această problemă și de fapt ai încercat tot felul de remedii, soluții. Care este situația la moment, ce simți că te-a ajutat, dacă te-a ajutat? Eu știu foarte bine deja că mă ajută atunci când sunt pe regim alimentar sănătos, exclud zahărul, făinoasele, alcoolul, dorm suficient, am o rutină corectă de îngrijire dimineața și seara, nu dorm cu machiaj categoric, foarte rar se întâmplă asta, doar în cazuri excepționale. Și nu pot spune că am fost, în cazul meu, acnee foarte severă. E mai mult acnee comedogenică, să spunem așa, dar care... Deci puncte negre, da? Puncte negre sub piele, adică foarte, foarte mici, pe care... Dacă te uiți la distanță, nu le observ, dar eu, cum sunt perfecționistă, mă deranjează. Și, dar ai spuneam că, la un medic ceva? Spuneam că în curând chiar am găsit un medic dermatolog care foarte mult mă inspiră de ceva timp și mi-am făcut o programare cu prioritate în 2 luni. A, e atât de solicitat medicul foarte în care solicitat. Urmează să abia urmează dar, să ajungi. Deja m-a așteptat o lună jumate, adică mai încă puțin. Bine, dar ai făcut un soi de analize să se înțelege unde am fost o perioadă în care am făcut soi de analize, am urmat tratament cu antibiotice și odată ce am încetat tratamentul... A revenit acel... problema. Da, nu știu, o fi genetic sau încă n-am depistat eu problema concretă. Dar și tu n-am ochit acolo unde trebuie cu tratamentul. Deci la moment încă nu ai soluționat această problemă până la capăt. Eu o țin în... În control. Da, o țin sub control. Uh-huh. Prin alimentație și de da, ce vorbim. Da, o țin sub control. Nu pot spune că mă plâng de starea tenului meu în prezent, dar știu că se poate mai bine și o să dar încerc. Fiind în Dubai... Pentru că ai mai făcut acolo niște excese, ai simțit diferența asta? Da, foarte mult. Da. Uh-huh. Chiar se simte 100% calitatea pielii, nu doar a corpului, nu mă refer doar la corp, dar chiar și tenul. I-am de ce să spunem despre asta, fiindcă vreau acele femei sau fete care se confruntă cu, nu contează, acnee sau alte probleme ale pielii sau de frumusețe în general, să înțeleagă că chiar și o femeie frumoasă cum e Nicole, tot are probleme. Da, da. Nimeni nu e perfect. Nu mai idolatrizați, nu mai credeți că cineva e perfect așa cum vedem poate de după ecrane. Noi suntem toți oameni vii, cu defecte și neajuns. De fapt, până la urmă, asta și este frumusețea, să fim unici fiecare în felul său, exact. Să lucrăm la ceea ce avem de lucrat. Vreau să-mi spui care este cea zonă slabă, unde tu mai mult trebuie să lucrezi, unde depui mai mult efort ca să ajungi la forma fizică. Cred că ca majoritatea femeilor, coapsele, atunci când adaug puțin în greutate, automat coapsele interioare, exterioare devin moi, se depune grăsime, celulită, respectiv zona de jos. Tu când spui cuvântul celulită, nu-mi imaginez tu și celulită, pentru că ai niște așa forme perfecte. Așa mă strădui să arăt mereu, pentru că am grijă de ce mănânc, dar știu cum pot să arăt când nu am grijă. Am înțeles. Dar dacă vorbim de antrenamentele alea în care tu îți sculptezi pe perfect corpul, știi că pentru cineva e mai greu să-și facă partea de sus, pentru cineva partea de jos. Tu unde mai mult trebuie? Eu, în general, de când mă știu, m-am antrenat mai mult partea de jos, pentru că mi-am dorit fesieri bombați, dar în ce ține de partea superioară, optez pentru antrenamente mai ușoare, cu greutăți medii și mai puține comparativ cu partea inferioară a corpului, pentru că niciodată nu mi-au plăcut mușchi foarte evidențiați ai spatelui sau umerilor, doar puțin tonus. Și dacă tot ai zis de fesieri, să-mi spui care este secretul unor fesieri perfecți. Aici vorbim mai mult de alimentație, vorbim de exerciții anumite, ce ne ajută să avem acel posterior frumos. Cred că, să spunem, 70% alimentație și 30% antrenamente. Deci mai multă alimentație. Alimentația fără antrenamente sau invers nu pot exista una fără alta. Deci totuși vreau să accentuez încă o dată că ai spus undeva 60-70% contează alimentația pentru acele femei sau fete care fac fandări, fac așezări, fac tot felul de exerciții, dar mănâncă de toate și atunci nu o să adăugă. Mănâncă de toate, poți să adaugi mușchi, dar o să adaugi foarte multă grăsime în cazul ăsta. În cazul când nu mănânci suficient, mușchii nu au materie primă din ce să crească și iarăși... Ne întoarcem că alimentația este foarte importantă. Și pentru că ai zis de celulită, care crezi că sunt cele mai eficiente instrumente în lupta cu celulita? Iarăși mă întorc la alimentație. Dar dacă vorbim de tot felul de masaj, tot felul de proceduri cu aparate, crezi că ele sunt eficiente sau mai puțin? Sunt un bonus. Nu o să,
nu o să demonizez aparatele și așa, dar nu garantează foarte mult progres fără alimentație. Deci, până la urmă, e important în complex. Să spunem că 10% din rezultate le dăm masajului și aparatelor. Și în rest este vorba despre acel stil de viață. Chiar și când ne programăm la diferite proceduri cu aparate sau masaj anticelulitic, de fiecare dată ți se dă sfatul să ai grijă ce mănânci. De ce? Uh-huh. Pentru că fără alimentație totul este în zadar. Nicole, îți mulțumesc tare mult pentru receptivitate, pentru deschidere, pentru tot ce ne-ai povestit. Îți doresc baftă în toate și noi ținem legătura. Sper că dacă pleci, sper când revii să ne mai revedem. Mersi mult. Mai facem și un antrenament ceva. Fiecare persoană s-a confruntat măcar o dată în viață cu durerile de spate. Kinetoterapeutul Andrei Cataraga ne demonstrează un set de exerciții care pot fi efectuate atât acasă, cât și la birou pentru a ameliora și a preveni durerile de spate. Fiecare din noi s-a confruntat măcar o dată în viață cu durerile de spate. În continuare, kinetoterapeutul Andrei Cataraga ne demonstrează un set de exerciții care ameliorează, dar și previn durerile de spate. Fiecare dintre noi s-a confruntat măcar o dată cu dureri de spate, fie că apar după o zi de lucru intensă sau chiar de dimineață. Astfel mi-am propus să aflu ce putem face pentru a ameliora aceste dureri și pentru a le preveni. M-am adresat la kinetoterapeutul Andrei Cataraga, care ne va spune mai multe la acest subiect. Spune-te, rog, care sunt cele mai comune cauze a apariției durerilor de spate? De fapt, să generalizăm, sunt trei cauze principale a durerilor de spate. Fie cauza articulară, fie cauza musculară, fie cauzată de disc, compresie de disc, compresie nervoase. Ce putem face pentru a preveni aceste dureri? Cel mai bine pentru a preveni aceste dureri este mișcarea. Deci, luând în considerație că în secolul 21 foarte multe meserii sunt de la birou, stat pe scaun, este foarte bine de a avea o activitate fizică, fie, dacă nu este posibil, cât mai des de ridicat de pe scaun sau de schimbat pozițiile. Deci, ce putem face în cazul durerilor de spate? Cel mai bine, dacă sunt dureri cronice, sunt exerciții fizice, sunt programe care pot fi efectuate cât și la birou, cât și în condiții casnice. În cazul că nu ajută, deja trebuie de apelat la specialist, pentru că sunt mai multe cauze. Fie este o cauză inflamatorie, fie se fac incorrect, ceea ce des se întâmplă. În mod normal, dacă nu trece, să se adreseze la kinetoterapeut, fie la medic specialist. Primul set de exerciții poate fi efectuat acasă, imediat după trezire. Orice program de exerciții fizice necesită o mică încălzire. Dacă vorbim de dureri de spate, o să ne axăm primele exerciții pe regiunea lumbară, în condiții casnice, deci o să fii din poziția culcat, ne culcăm pe spate. Pentru început, punem tălpile pe podea, aliniem picioarele și efectuăm mișcări lente, laterale, cu amplitudă mică. Luarea durerilor de spate în regiunea lombară sunt importanți doi mușchi de bază, mușchii fesieri și mușchii drepți abdominali, care își iau presiune și stabilizează regiunea lombară. Deci pentru a include maxim mușchii fesieri, se face un exercițiu ușor, mergi podul. E important ca genunchii să stea la 90 de grade, iar la ridicarea bazinului să se formeze o linie dreaptă. Profilactica durerilor de spate nu trebuie făcute pe durere sau până la refuz total de mușchi. Nu suntem la sală de forță sau la sport de performanță. Următorul exercițiu este pentru mușchii abdominali. Înainte de a începe, este necesar de a presa cu regiunea lombară în jos. Automat, mușchii abdominali se încordează. Pentru a exclude compensarea din regiunea cervicală, mâinile le amplasăm în mod următor. Ridicăm doar omoplații de pe sol, capul rămâne pe mâine și le întrevenim. Ne ridicăm la regiunea cervicală, care des, iarăși din considerentul lucrului șezând, suferă. Pentru aceasta, avem nevoie de a stabiliza această regiune și de a implica mușchii care devin slabi datorită poziției șezând, care sunt flexorii profunzi ai gâtului. Punem mâna la ceafă,
Presăm cu bărbia în jos, astfel incluzând acești mușchi în lucru. Menținem capul în aer și luăm mâna de sub ceafă. Capul rămâne în aer, mâna în roa. Și menținem 10 secunde. Un exercițiu pentru regiunea toracică. Ne întoarcem pe o parte, de cupit lateral, indiferent care, de dorit să fie făcut cât pe dreapta, cât și pe stânga, și executăm răsuciri, ne mișcăm din trunchi. Efectuăm până la 10 repetări. Urmează un set de exerciții pe care le poți face la birou. Luând în considerație că la serviciu foarte mult stau pe scaun, exercițiul va fi de pe scaun. Punem mâinile după cap, ne așezăm puțin la marginea scaunului, picioarele puțin mai depărtat și le tragem pe sub. Acum, ne aplecăm din bazin, privirea rămâne înainte, spatele drept. Așa. Încordăm picioarele și apăsăm cu talpa în jos, ridicându-ne în sus. Și îndreptăm spatele. La fel, ne așezăm, fără a cădea. Acest set de exerciții la birou poate fi efectuat odată la 2 ore, minim câte 5-10 repetări. Pentru regiunea cervicală, pentru a diminua anterocolisul, cum se numește, sau poziția aceasta de cap în față, punem mâna pe bărbie, degetul, și efectuăm mișcare înapoi și având senzația că din creștetul capului, parcă te trage în sus. În cazul acestui exercițiu, avem nevoie de un scaun cu speteaza joasă, ceea ce des se întâlnește în birouri. Deci, pozițional, mâinile punem după cap, ne lăsăm pe spetează și facem o extensie maxim posibilă în regiunea toracică. Menținând această extensie, executăm flexii laterale. Putem astfel preveni durerile de spate dacă vom efectua regulat aceste exerciții. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, iar eu îți mulțumesc că ne-ai urmărit și îți dau întâlnire tot aici și sâmbăta viitoare. Până atunci însă, nu uita, fă din sănătate o prioritate. Numai bine, pe curând!